sondaj istoric în care PSD-ul a scăzut. Conform IMAS, nu? Sau... Da, la IMAS a fost comanda. Domnule președinte, vă ascultăm. Dumneavoastră credeți în acest sondaj sau l-ați prezentat doar așa electoral? Nu, nu este un sondaj electoral. Este sondajul pe care IMAS îl face lună de lună în România. Este Romnibusul acela. Deci nu e un sondaj solicitat de noi. Noi pur și simplu ne-am abonat la baza de date pe care IMAS-ul o are disponibilă pentru toți ceilalți actori. Nu e plătit de dumneavoastră, spuneți. Nu e plătit de dumneavoastră sondajul. Nu, noi plătim un abonament. Deci acest sistem, IMAS-ul face sondajul lunar pentru toată lumea. Acestea și agenți comerciali și firme și partide și noi putem lua și primim baza de date. Și acolo, practic, vezi rezultatele în fiecare lună. Noi ne-am luat ca instrument intern să vedem cum stăm. Așa. Și începând cu, prin decembrie am început asta, am văzut niște date în ianuarie, nu le-am dat publicității pentru că am fost și noi oarecum surprinși, acum la februarie le s-au confirmat. Dar datele din ianuarie ce spuneau? Date din ianuarie, care v-au surprins datele? Le-am chiar în față, vă pot spune cifrele comparative. În ianuarie, de exemplu, PSD era la 29,4, acum e 28,6. PNL-ul era la 26,2, acum la 29, deci este o creștere. Noi eram în aceeași marge, 11,4, 11,2, suntem deci, constant. Am oricum, deci, practic, rămâneți un pic la telefon să-l ascultăm pe Liviu Dragnea comentând acest sondaj. Un sondaj IMAS publicat azi arată PSD sub 30%. Doamna Andronescu, eu, după părerea mea, explicații pentru scăderea. Așa este, eu cred că PSD-ul este deja sub 10% și PNL-ul are 51%. Crește ca Greuceanu. Am văzut. Deci una peste alta, așa, la două zile apare un sondaj înainte de congres. Ne-am prăbușit. Cred că avem undeva 8-9% și PNL-ul se duce spre 60%. Serios vorbind, încrederea dumneavoastră este mult mai scăzută decât în partid. Da, așa este. Era și în 2016, așa ni se spunea și atunci, și că PSD-ul este praf și uite că am câștigat alegerile în 2016. Ce vă spun propriile evaluări? Propriile evaluări le facem pentru noi, pentru analizele noastre și pentru a ne rafina atitudinea și comunicarea și politicile. Da, domnule Barnaci, cum comentați această reacție umoristică? Domnul Dragnea are dreptate, el încerca să glumească, dar are dreptate. El este la 9% ca încredere. Cifra pe care am menționat-o e corectă în ceea ce îl privește pe domnia sa. Dincolo de asta, adică trebuie să privim acest sondaj în contextul general. Timp de un an de zile, România au așteptat să vină laptele și mierea promise de cartonajele colorate numite program de guvernare în campanie. Da. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a primit în schimb lupta eternă cu justiția, populație în stradă și scumpiri pe toată linia. Că asta e o realitate obiectivă aici, nu e chestie de declarație politică. Și în acest context este normal că oamenii și societatea a început să înțeleagă că varianta cu PSD a fost o minciună umflată și lucrul ăsta e reflectat în sondaj. Că nu e mai mult de discutat. Domnule președinte, eu înțeleg de ce scade Partidul Social Democrat în sondaje. Dar aș vrea să-mi explicați dumneavoastră de ce crește USR-ul. USR-ul crește foarte fide. Noi am dat, în momentul în care am intrat în Parlament, am promis că o să fim vocea societății și consider că am reușit în măsură importantă să ne achităm de acest angajament, aducând mesaje din societate. Să ne amintim luna decembrie când a fost lupta pe legile justiției. Dar știți că în prima perioadă a mandatului ați picat adică în sondaje. Făcând chestia asta, a picat. Erați în groapa Marianelor a sondajelor de opinie. Și acum, este subit, aveți mai mult decât la momentul dumneavoastră de glorie din decembrie 2016. Păi nu prea e coerent. Această cădere de după intrarea în Parlament a venit în contextul unei instabilități interne reale care a existat. Să nu uităm că președintele fondator și-a dat demisia de la conducerea partidului și acest lucru evident că a fost perceput în percepția publică. Da. Dar după poziționarea din luna iulie și după congresul din toamnă în care am fost ales nou președinte și lucrurile au intrat în un făgaș normal, evident că am început să creștem, sau mă rog, evident, din fericire am început să creștem pentru că am reușit să rămânem consecvent pe mesajele care ne-au și adus în Parlament de altfel. Domnule Barna, crește în organică și firească. Am înțeles, ați crescut. Sunteți de dreapta sau de stânga dumneavoastră cei de la USR? Am declarat foarte clar încă din momentul candidaturii că USR se așează în zona de centru dreapta spectrului politicii românești. Așa și cu oamenii de stânga din partid ce faceți? Îi țineți așa pentru diversitate? Partidul a fost construit exact, a fost construit pe această logică că cei care cred în lupta anticorupție și cei care cred în România europeană modernă sunt bineveniți. Colegii noștri care au viziuni mai de centru sau mai de centru... Nu, de stânga, de stânga, stânga. De stânga, foarte stânga. Oamenii de foarte stânga din partidul dumneavoastră de centru-dreapta. Acești colegi sunt un număr destul de mic și evident sunt bineveniți să rămână... Domnul Dohotaru, doamna Presadă, domnul Alexandrescu.
Domnul Dohotaru a decis să părăsească partidul. Păi domnul Dohotaru a decis, dar înțeleg, colaborarea a rămas. Ceilalți este de acum deputat independent, deci aici nu e nicio problemă. Da, sigur că da. Bine, ok, tehnic aveți dreptate. Practic înțeleg că lucrează proiecte de lege cu colegii. Bun, și doamna Presadă și domnul Alexandrescu, care nu sunt oameni de dreapta, se regăsesc? Se regăsesc pentru că sunt alături de noi. Chiar o să avem acum sâmbătă un comitet politic în care să adoptăm o carte a valorilor. Da, am înțeles. Perfect. Și USR-ul nu își propune să fie un partid ideologic în esență, ci își propune să fie un partid de modernizare a României. Și aceste puncte de vedere și găsim. Așa este. Mulțumim, sănătate, toate cele bune. Mulțumim pentru intervenție. Mi-a plăcut ideea și ideea asta cu modernizarea Partidului Social Democrat. Apesi că și PSD-ul a venit cu ideea asta, noi să modernizăm partidul. Parcă și pe Ion Iliescu, pe Ion Iliescu, pe Ion Iliescu. Să vorbim cu domnul Iliescu. Poate și vă pe Liviu Dragnea venind cu New Balance în picioare, având, nu știu, stând la Starbucks, poate cine știe, modernizarea partidului, nu? Tu observi că toate partidele se modernizează? Ba da. Adică USR-ul a apărut în 2016 și în 2018 deja se modernizează. Uite, dar când s-a învechit, domne, ce e uzat moral? De ce trebuie să se modernizeze USR-ul? Nici un smartphone nu se uzează atât de repede. Asta moral. Era calitatea, asta era calitatea USR-ului. Faptul că venise, eu era un partid care venea să modernizeze el, nu să se modernizeze. Da, trebuie să ne modernizăm, dar, puțin, de luna trecută s-au schimbat multe. Oricum, e bun acest sondaj, în fine, l-am pomenit pe Ion Iliescu, sperând să mă pomenească și el pe mine, pentru că uite ce problemă s-a iscat astăzi. Se pare că în decembrie anul trecut... Ce problemă a iscat? A iscat el astăzi. În decembrie anul trecut, Ion Iliescu, Impolitic scrie despre asta, a hotărât să devină mai greu accesibil și s-a schimbat numărul de telefon. Se întâmplă, asta e situația, da? Și a schimbat numărul de telefon. Bă, să nu mai sunt toți tâmpiții din partid. Să-mi ureze la mulți ani. Toți prostănacii mă sună. Așa. Prostănacii nu cred că îl mai sună, că nu mai sunt în partid. Așa, și a schimbat numărul de telefon. Problema este că numărul de telefon al domnului Iliescu a nimerit la o doamnă asistentă medicală care s-a plâns că nu mai suportă situația pentru că primește zeci de sute de apeluri telefonice de la cunoscuții ai fostului președinte. Pe mine mă interesează ce spun oamenii, da, prin acele apeluri telefonice. Păi de ce, doamnă? Țin să anunț public acest număr de telefon nu-i mai aparține domnului Ion Iliescu. De două luni este înregistrat pe numele meu prin intermediul unui abonament. Dacă aș fi știut că numărul a fost al unul, l-aș fi refuzat, domnule, n-aș fi vrut așa ceva. De când îl folosesc, sunt apelată zilnic de persoane necunoscute. Pe 3 martie am fost de-a dreptul terorizată. Când a fost ziua. Domnul Iliescu, da. Zice, vă dați seama că nu este deloc plăcut. Sigur că n-a zis nimeni că e plăcut să ai numărul lui Ion Iliescu. Dar explică-mi un singur lucru, înainte să încercăm să o sunăm pe noua doamnă Iliescu. Îi dăm un telefon și cerem cu domnul Ion Iliescu să vedem cum reacționa. De ce și-ar schimba un președinte cu 2 mandate și jumătate, un fost președinte cu 2 mandate și jumătate? Atât de iubit. Bă, nu știu, atât de iubit de către partid, de către... S-am, e președintele de onoare, este cel, da, care, domnule, prezintă onoarea partidului. Plin de onoare, e un pic trimis în judecată pentru crime împotriva umanității, dar în rest e plin de onoare. De te întreb, de ce ar renunța la vârsta pe care o are și pe care nici nu vreau să mai aduc în discuție, că e prea multă, la numărul său tradițional de telefon? Sunăm la doamnă și cerem cu... Sunăm și cerem cu domnul Iliescu, să vedem cum reacționează doamna. Sunăm pe numărul de telefon al domnului Iliescu, unde acum răspunde o doamnă asistentă medicală, poate doamna la serviciu. Spune totuși că e în direct la televizor, să nu mai aibă un limbaj explicit. Nu complicăm, îi ziceți. Speram să fie mesageria vocală a domnului. Hai să zic, zi-mi mesaj. Zici ceva? Cu domnul Iliescu, vă rog. Cu domnul Iliescu, dacă se poate. Trebuie să lăsăm. Bine, hai să închidem. Asta e. O să primească un mesaj mai, mai greu de priceput. Vă dați seama, acum asta nu și mă gândeam. Pățit. De cât ori o suna acum pe numărul domnului Ion Iliescu înainte de congres? Vă dați seama? Veniți la congres? E nevoie din nou de dumneavoastră. Dar poate vine doamna și candidează pe locurile alea pentru femei. Da. Domnule, vă arăt mesajul de la Liviu Dragnea. Putea. Uite, domnule, m-a chemat, a spus că e nevoie de mine. Domnule, eu vin. Dar eu dacă aș fi locul dânsă, i-aș da mesajele pe numărul lui Ion Iliescu. Să bage zânzanie în Partidul Social Democrat. I-aș da mesaje, i-aș începe să-i încurc pe ea pe acolo. Codrine, sunt alături de tine. Mergi până la capăt. Apare Codrin Ștefan. Iată cine este alături de mine. Ion Iliescu. Am primit mesaj chiar zilele trecute de încurajare de la domnul Ion Iliescu. Nu da să vină doamna. Bună seara, ne auzi? Să rămână, doamnă. Perfect. Alo? S-a fost dureros. Bun. Dar ce s-a întâmplat? Păi a auzit Iliescu și probabil a avut o reacție adversă. Da. Spus nu, e greu să ții. Băi, nu oricine poate să dețină numărul lui Ion Iliescu. Dai seama, e un număr încărcat, doamna, cu o karma negativă peste puterile. Doamna, poate fi, e foarte funcțională, deci poate fi utilizată, vă dați seama ce înseamnă. Dar putea participa eventual la congres, să-i se ceară delegației, să spună, domnule, delegația nu, dar am SMS-uri. Portați-vă SMS-uri. Din partea domnului Ion Iliescu. Din partea cui vreau.
Bun, între timp astăzi a mai apărut o chestie importantă, că tot vorbeam despre USR, a apărut legea zgomotului, a trecut legea zgomotului, deci în acest moment, Răzvan, avem această lege ca și dată, cât de tare vom putea vorbi în casă. Cei care dau muzica prea tare ar putea fi amendați până la 1500 de lei, nu știu. Acum și asta, până la 1500 de lei, adică îmi place că în România legea e așa de nuanțată, că domne, până la 1500, în funcție de cât a tipat de tare, în funcție de cât decibel a folosit, care este marja în care se decide. Senatul a adoptat un proiect de lege care impune amenzi pentru gălăgioși, în fine. Să-i liniștim pe telespectatori. Legea n-a intrat în vigoare. Senatul a aprobat-o, dar mă rog, ușor știți cum e cu Senatul. Da. E nevoie de votul în Camera Deputaților, care e foarte decizional în această speță. Acum, ceea ce e mult mai grav, dincolo de faptul că nu poți face zgomot, că nimeni nu-și dorește vecin gălăgioși. Noi, cei care stăm la bloc, da, știm exact cât de rău e. Domnule, înțeleg că nu mai poți face zgomot în locuință decât între orele 14 și 16. Da. Înțelegi? Așa a gândit domnul Dobrovie de la USR. Da. Nu știu dacă domnul Dobrovie are copii mici și probabil a zis, domnule, oamenii ăștia trebuie să crezi niște copii în casa asta. Da, până la urmă își fac și legile în funcție de cum e treaba. Adică, de nevoile proprii. În momentul când se lupta cu băncile, am văzut că mulți dintre cei care susțineau această măsură aveau probleme cu ratele la bănci. Adică, până la urmă, fiecare om se gospodărește așa cum știe. Este o lege foarte bună. Eu dar... știu un parlamentar care e de acord cu parteneriatul civil, pentru că a avut multe căsnicii eșuate și vrea totuși să rămână într-o formulă. Că l-au întrebat colegii, e de la PNL. N-am să-i dau numele ca să nu intrăm în detalii, nu de să facem personal cerebru, da, și nici să nu-l facem vedetă. Dar a fost întrebat, dom'le, dar tu de ce susții? De ce susții, domne, parteneriatul civil? Ești de acord cu revendicările comunității gay? Domne, dar am divorțat de atâtea ori încât vreau să existe o altă formulă mai simplă. Că nu știu dacă rămân, dacă nu rămân. Dar știu pe cineva care, în mod sigur, e încântat, un jurnalist care e încântat de această lege a decibelilor, Pândaru de la Digi24, el vorbește în șoaptă. Dar nici nu știa că exista ția decibeli. Deci în acest punct... 35 de decibeli? Dar ce, doamne iartă-mă, este concert Metallica? Unde să existe 35 de decibeli? Dar nu, eu acum zbier, vă dați seama că deci în Pândaru... acest moment ele chiar... Da, domnule, în sfârșit s-a dat o lege funcțională. Pentru domnul Pândaru, schimb, aș solicita o lege a minimilor, a celor mai puțin decibeli. Dar pragul minim de decibeli. Să n-ai voie să vorbești atât de încet. Să fii obligat să vorbești un pic mai tare. Foarte interesant, o singură discuție o aduc eu acum în fața dumneavoastră. Vă dați seama cât va dura în momentul ăsta să renovezi un apartament, având în vedere că nu vei putea face zgomot decât două dar ore pe zi. Dar cine își permite să renoveze pe acest mandat al PSD-ului apartamente? Cei de la PSD. Cei de la PSD, în principiu. Da. Uite, aș vrea să luăm în discuție, că am tot discutat despre USR, hai să vorbim un pic și despre PNL, unde a apărut domnul Ioan Cupșa, deputatul Ioan Cupșa, aseară la o emisiune, citeam pe evenimentul zilei despre asta, că domnul a apărut și a zis așa, că domnul Iohannis ar trebui să se teamă în legătură cu dosarul pe care îl are cu casa, mă rog, retrocedată, redată. Așa zice domnul Cupșa. Luată. Domnul Ioan Cupșa, hai să-l ascultăm, să-l vedem în momentul acesta teribil al declarației și poate și un telefon cu ocazia zilei de azi. Discutăm direct, da, cu personajul. Da. Ioan Cupșa, hai să vedem pe domnul Ioan Cupșa spunând chestia asta. Deci a fost un moment destul de intens acolo, pus la înghesuială între mai mulți oameni de această părere. N-a avut ieșire. Era cu nebuni ăștia acolo, ce să fac? Hai să vedem, Ioan Cupșa. O instanță definitivă hotărâre spune că s-au folosit documente false cu rea credință pentru obținerea unor imobile, cum ar fi la Sibiu. Ar trebui să se teamă cel de care se spune că a folosit documente false? În mod categoric. E bine, spuneți-i seja demisia. În mod categoric. Practic avem de a face într-un moment de glorie al PNL-ului în care discutam despre faptul că a crescut în sondaje cu domnul Ioan Cupșa, care zice, domnule, atenție, și cu președintele României, mare grijă și cum o să sunăm la domnul Ioan Cupșa să-l întrebăm ce a vrut să spună cu chestia asta, de ce trebuie să se teamă domnul președinte în momentul de față, să ne explice și nouă, că l-a pus practic în gardă, îți dai seama că acum a aflat domnul președinte, deputat cu... care vine chiar din partea PNL-ului. Mă, că nu răspunde, poate o fi iar într-o emisiune în care explică chestia asta. Poate se dezvoltă chestia asta. Care se dezice de această chestie. Poate se dezice. Da, nu răspunde domnul Cupșa. În fine, hai să închidem telefonul. Ce treabă avea domnul Cupșa în momentul de față? Sau poate domnul Cupșa, după ce a dat, știi că există și strategia dă și fugi. Poate a dat-o și se duce la ALDE. Ce zici de chestiunea asta?
Poate și-a repoziționat statutul. Există posibilitatea asta? Există. Apropo de ALDE, o să avem o pauză publicitară în curând și trebuie să revenim cu câteva completări, că după povestioara mea de ieri cu Nati Meir, am primit niște mesaje. Când vreodată domnul Tăricianu s-a opus unei legi a grațierii? Când domnul președinte al Senatului a făcut așa? Nu era președinte al Senatului, am și precizat ieri. Era premiera României și pe vremea aia nici măcar nu voia să fie în, nu știu, nu în anturajul, dar în proximitatea unor oameni care vor legea grațierii. Și avem și documentul. Avem și documentul. După publicitate. Da, bună România, ne-am întors în direct la mulți ani, doamnelor, pentru că trebuie să semnalăm din când în când faptul că ne aflăm într-o zi festivă de 8 martie și cu ocazia zilei de 8 martie Ploieștiul a căpătat o aliură mult mai romantică, a devenit așa un soi de Veneția, pentru că știm cu toții Ploieștiul este un loc extrem de discutat și disputat în perioada aceasta. Hai să vedem o stradă din Ploiești și felul în care s-a prezentat ea în fața ploieștenilor și mai ales a ploieștencelor cu ocazia zilei. E meritul istoric al baronului Cozma, sper. Sper că domnul Cozma a adus Veneția. Bine, Șapa Nova ar avea un cuvânt de spus. Cum aducea Kelemen Hunor Catalonia în Ardeal, a adus și domnul Cozma când putea Veneția pe străzile Ploieștiului. Ce poți să vrei mai mult decât atât? Mașinile au devenit niște gondole și poate că, până la urmă, mie mi se pare că este o inițiativă favorabilă. Putem să numim, dacă era sâmbătă, era pa sâmbetei. Sâmbătă-i congresul. Să-mi vedea ce s-a întâmplat și cu... Constate imagini emoționante din Ploiești, astăzi. Cum să faci așa ceva? Păi mi se pare, adică cum s-a reușit, trebuie în sens favorabil. Da, adică mi-aș dori așa ceva. Cum s-a reușit? Bine, eu nu mi-aș dori așa ceva și spun și de ce. În zona în care locuiesc eu este o Veneție tradițională, niciun primar de sector n-a reușit să rezolve problema aia atunci când plouă, adică și dacă picură, da. Și zic eu dacă picură, dacă scuipă cineva pe jos, se inundă intersecția de la doamna Ghica fără niciun fel de problemă și e bine să știi să înnoți. Johnny Weissmuller s-ar fi simțit foarte bine în cartierul ăla pe timp de ploaie, dar e frumos și în Ploiești, oameni buni, Republica de la Ploiești, ceva frumos, acvatică, eu putem să-i spunem Atlantida acestui județ în curând, că pare să dispară, cel puțin politic, ia DNA-ul pe toți. Ușor, ușor, da. Bine, mergem de la Ploiești, mergem către Brăila, unde avem un senator interesant, domnul Mihai Ruse, care este, mă rog, pasionat de tot felul de chestii și hai să vedem cu ce se ocupă domnul senator. Cam cine sunt oamenii aceștia care sunt în Parlamentul României? Dacă e așa un pic, dacă e un pic pui lupa un pic pe ei și e un pic în detalii, ca să vedeți care e nivelul acestor oameni. Sigur că nivelul în momentul... Nivelul de interes. Da, în 2018 nivelul apei am văzut care e și nivelul lor se poate citi cumva și pe pagina de Facebook. Spune ceva despre omul acesta. Interesante postările și gama de interes la care achesează omul ăsta. Ia să vedem. Domnul din Brăila, senatorul Mihai Ruse din Brăila, el are și un dosar penal pentru conducerea unui vehicul. Deci de la ALDE, așa ca să încălzim puțin subiectul cu domnul Tăricianu, da. Vă oferim un senator ALDE, domnul Mihai Ruse. Mă, ce îl interesează pe domnul Ruse? Sunt lucrurile care îl interesează cel mai tare. În ordinea importanței, îl interesează cum să-și întărească ficatul. E foarte important, mai ales în perioada asta ficatul este poate organul cel mai greu încercat în momentul de față. Gurile rele spun că în cazul unor parlamentari, nu știu dacă domnul Ruse e sau nu în această categorie, ficatul este greu încercat pe tot parcursul anului, dar nu doar ficatul este organul care îl interesează pe domnul Ruse. Ia pentru să mai dăm înțeleg... o dată pe domnul Ruse, că e interesantă și apariția domnul Ruse mai și sus să un pic. Discutăm și despre celelalte organe care îl pasionează, pentru că înțeleg că vrea să știe ce anume trebuie să pună în cafea, da, ca să devină o mașină de făcut amor. De altfel, dacă ne uităm la domnul... Dacă îți merge ficatul, da, și Ruse, un alt organ, poți să te declari un senator fericit. Chiar are ceva așa de om căruia îi merge bine. Dar nu suntem, dragoste, nu suntem genul ăla de emisiune, da, în care am asezonat o manea băutură și femei, de exemplu. Da. Dar el pare genul de senator care cred că ar șerui acest videoclip deja celebru în cultura populară. Da, el a avut și câteva luri de cuvânt în plenul Senatului, sigur, printre care avut și depunerea jurământului. Deci da, asta a fost una dintre cele importante. Jurământul l-a depus. Da, asta n-a clar depus jurământ de castitate, în schimb, pentru că e interesat cum poate deveni o mașină de făcut amor, domnul Ruse. Dar eu mă uit la... Ia mai dați o dată imaginea cu domnul Ruse, că am senzația că e deja o astfel de mașină. Da, de ce? Da, până
la urmă, e normal că vine din partea acestui domn care, până la urmă, la vine asta din partea cu domnului Tăricianu, care da. Este o mașină de făcut căznicii. Da, și acum, după această imagine emoționantă cu domnul Ruse, hai să mergem la domnul Tăricianu, care este patronul, practic, patronul spiritual. Spiritual al domnului Ruse, colegul de partid. Vorbeam ieri despre legea grațierii și vă spuneam că n-a inventat-o nici domnul Liviu Dragnea, n-a venit nici dinspre Șerban Nicolae, părintele absolut al unei legi a grațierii, proto-legea grațierii, să o numim ca atare, este fostul parlamentar Nati Meiri. Fost parlamentar și fost pușcăriaș, evident că v-am spus, preocupările parlamentare au întotdeauna legătură cu ce se întâmplă după ce termină mandatul. Pușcăriaș în sensul bun al cuvântului. Vorbea domnul Nati Meiri în timp ce era parlamentar despre condițiile din penitenciare și spunea, citez, am în față această declarație, în Austria se servește șnițel deținuților, aici deținuții nici nu știu ce mănâncă. Spunea la acea dată, și e vorba de... atrăgea atenția asupra condițiilor precare și domnul Tăricianu a reacționat la această situație. A reacționat. Situație. Uite, de exemplu, domnul Nati Meiri, tot în perioada aia anilor 2006-2008, propunea o lege a grațierii și ghiși ce argument invoca. Suprapopularea. Ce spunea? Puțin știu că 39.000 de deținuți se înghesuie în 26.000 de paturi. Închisori în care zac și bătrân bolnavi și care merită să se întoarcă la casele lor. Deci exact ce ni se spune acum de către Partidul Social Democrat și apendicele său ALDE. E... Știți ce punct de vedere avea domnul Tăricianu la acea dată? Păi vi-l arăt. Uitați exact documentul. Acum, doar că invers. Doar că extrem de invers, ca să fim până la capăt. Ia să vedem. Pleonastici. Acesta este documentul care explică totuși... Acesta este punctul de vedere al guvernului Tăricianu, aceea este semnătura domnului Tăricianu și textul, pe scurt, e următorul. Având în vedere considerentele menționate la punctul 2, guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Atenție! O lege a grațierii aproape identică, paritate 1-1, dacă nu mă înșel, cu legea grațierii pe care înțeleg că acum o susține și domnul Tăricianu și total de și Partidul Social Democrat. Păi ce s-a întâmplat, domnul Tăricianu? Bun, acum nu ne putem închipui că între timp condițiile din penitenciare au devenit mai aspre decât erau atunci. Poate că, adică mi se pare că am în aceeași situație. Nu mi se pare că sunt mai mulți deținuți decât erau atunci, că nu înțeleg de ce ar fi mai mulți deținuți. Mare parte din popor mutându-se peste granițe și printre care și acești oameni care sunt pretabili la diferite pedepse. Ce propunea Nati Meiri atunci? Eliberarea 6.500 de deținuți. Deci condițiile nu s-au schimbat. Doar pedepse mai mici de 5 ani. Doar părerea domnului Tăricianu s-a schimbat. Tu îți dai seama cât de rezonabil ar părea acum domnul Nati Meiri? Da, iar părerea un tip afabil. Doamne, ce bun ar fi acum pe post de consilier parlamentar. Nu, zic și eu așa. Mai căutați în arhivă că găsiți o grămadă de astfel de inițiative care nu vă plăceau atunci când erați frecventabil, dar acum când ați devenit preocupați de destinul post-parlamentar. Dar e interesant cum își repoziționează ideea, sub ce egidă își repoziționează oamenii ăștia părerile. Știi că e acea sintagmă folosită de APMP. A repoziționat. Da, și a repoziționat opinia. Deci pare ceva științific, pare ceva ok, pare aici ceva... A repoziționat-o aici în cazul de față. Deci pare ceva, într-adevăr, pare ceva ce, la care vrei să aderi. 180 de grade, ce înseamnă 180 de grade? O repoziționare de 180 de grade în viața unui om n-are rost să ne... Da. Între timp să ne aducem mai multe chestii, ziua de 8 martie și există această apucătură, nu știu dacă doar la noi, dar în principal doar la noi. E importată. E importată, da, mă gândesc că... Îl vezi pe Decebal... E de la ei, venită de la ei. E de la ei, tot ce e rău e de la ei. Da. De la ei și de la Soros. De a merge femeile la tot diferite evenimente de striptease, există acest obicei de a aniversa în maniera aceasta ziua de 8 martie, că până la urmă trebuie să faci ceva în ziua de azi, nu? Trebuie să faci ceva. Și româncele atât de lăudate, până la urmă, au atât de lăudate la ce te au aceste apucături. Noi întotdeauna ne lăudăm cu femeile. Într-adevăr, dacă funcționează ceva în țara aceasta, femeile. În principal în sport, de exemplu. În sport noi, în general, avem succes cu femeile. Cu bărbații ți-e și rușine. Elena Vasile, organizator de evenimente, bună seara! Bună seara! Mai există acest obicei sau am terminat cu el? Sau s-a... Nu, există, încă există și va mai exista de acum mulți ani înainte, pentru că este ceea ce își doresc femeile. Îmi pare rău să aud asta. Am citit un articol în Adevărul care explica această apucătură care continuă. Nu? Da. Dar le-ați întrebat pe femeile care participă la astfel de evenimente care, ce de vă fapt, mână în luptă, doamnă? Ce vă mână nu e poate cel mai potrivit cuvânt în context. Da. Păi, de ce participă? Dacă nu și-ar dori și dacă nu le-ar face plăcere să vadă așa ceva, în primul rând nu ar sta.
dar văzând la cum se împingă unele pe altele ca să vadă un spectacol de dans masculin, mi-e greu să cred că sunt genate sau că sunt pudice la vederea unor bărbați care arată bine. Și chiar unele dintre chiar iau parte. Da, anumite te-ai gândit că până la urmă, într-o altă situație, sigur că femeile își văd, dar uite că... Uite, ai împovăzbat o poză care te pune în valoare. E ceva, sigur, că gândim prin comparație, nu e chiar ceva ce mi-a trebuit în spatele, nu? Te-a pus să te așezi cu spatele, da. La anumite, nu mi se pare că e genul de situație în care o femeie s-ar simți confortabil. De-aia mă miră că se petrec lucrurile acestea. Ba, se simt chiar foarte confortabil, credeți-mă. În desfășurarea programului include și de a interacționa cu doamnele. Deci interacționăm băieților cu doamne. Da. Și să știți că niciuna nu refuză. Ce nu refuză, doamne? Mi-e și frică să vă întreb. Dar citeam în adevărul faptul că ați povestit cum bărbații vin și le spionează pe femei. Îngrijorați fiind... Da. Am avut un program la unul dintre restaurantele din oraș și din Constanța. Da. Iar în momentul în care băieții se desfășurau pe scenă, doi domni își supravegheau probabil femeile pe geam, dar exact ca acei copii mici cu mâinile puse la ochi. Și nu vi se pare o bizarie? De femei care erau în mijlocul scenei să vadă dacă pe lângă băieții zăresc și pe doamnele lor. Și nu vi se pare o chestiune ciudată? Adică uitându-vă cumva nu vi se părea o chestiune greu de priceput? Cum stăteau bărbații admirativi? Nu mi se părea niciun fel de situație jenantă. Doar că m-am gândit sau mi-am pus întrebarea așa, că probabil ori nu are încredere în ce îndânsa, probabil că știe ce o avea acasă, sau vrea să vadă altceva. Eu știu, la noi încrederea... La noi încrederea este doar în justiție și în organele statului. În alte organe noi nu avem încredere. Și dacă v-ar cere, doamne, și cu asta încheiem, dacă v-ar cere, uite, să zice că sunt foarte multe femei în Partidul Social Democrat, avem acest congres care le adună pe toate, dacă vi s-ar cere să organizați acolo la sala aparatului. Adică ar fi interesant așa un moment de final care să aniverseze totuși, să tragă o concluzie asupra acestui congres mult discutat. Dar ați venit, ați avea cu ce să interveniți acolo. Da, bineînțeles, dar să știți că e un moment, trebuie gustat ca atare. Adică nu e un moment penibil, e un moment de dans pur masculin. Sper că aveți probe, doamne, în sensul ăsta. Să fie ceva ieșit din comun. Nu, ne pare un moment penibil, dar, mă rog, acum dumneavoastră aveți altă... Da, bine, mulțumim, sănătate de toate cele bune. Eu vă mulțumesc mult, o seară frumos. Da. Noi rămânem îmbrăcați. Seară bună, distracție plăcută. Vestea cea bună e că noi rămânem totuși îmbrăcați, știi, adică... Da, eu sunt foarte bună. Pentru telespectatori sunt convins că e o veste foarte bună. Am vorbit despre femeile care merg la striptease, vreau să vorbim despre femeile care merg la guvern. E important, adică există două... Nu par, ce este... par contradictorii. Nu, pe de-o parte nu mi se pare jenant să mergi la un număr de striptease. Da. Noi acum am vorbit de striptease-ul masculin la care merg femeile, vrei să vorbim despre striptease-ul feminin la care merg bărbații? Dimpotrivă. Fără niciun fel de ocazie, măcar, nici măcar n-au un pretext. E, în schimb mi se pare jenant să mergi la guvern. Punctul meu de vedere. În ce sens la guvern? Adică să fii în guvernul României. Într-o funcție, să ai o funcție. Mă duc în guvernul României. Vreau să am o funcție. Aș vrea să fiu parte din guvernul României. Încă o doamnă a decis să fie parte din guvernul României, bineînțeles, în locul unui domn. Pentru că am avut un secretar de stat la Ministerul Românilor de pretutindeni care se numea Ovidiu Cristian Iane. Fost parlamentar. PSD-ist, vă dați seama că altfel nu se poate. E, dânsul a fost înlocuit în funcția de secretar de stat de doamna Lila Boglarca de Belca. Vă mulțumesc, da, știu, n-a fost ușor. Și e costumată popular, sper. Sper că are această costumație. Nu știu ce care cultură populară la, care, la doamna la cine facem de Belca, Boglarca, Lila cu 2 L. Nu știu, așa, că nu chiar pui de dac, dar asta nu-i problema noastră. Da. Cert e că în momentul de față Ministerul Românilor de pretutindeni îmi pare să aparțină femeilor. Și eu te întreb, Radu. Da. Ne întoarcem în matriarhat. Ne întoarcem. E clar că suntem băgați în chestia asta pentru că, până la urmă, femeile ne conduc, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Dimpotrivă. Ce mi se pare rău este, într-un fel, cu ocazia zilei 2 martie, există, am auzit eu, un moderator care zice, domnule, hai să menajăm femeile că este această zi în care... Mi se pare așa un comentariu sexist, așa, mi se pare un comentariu în care, hai, domnule, să dăm șanse egale și în ziua 2 martie bărbaților și femeilor. Adică, hai să-i
comentăm în egală măsură. Dar 44 de pahare când de sunt? Ce trebuie să fie sunt protejat? 44 de pahare sau nu știu ce, de așa? Nici în perioada aia. Da? Că parcă vezi că vine domnul Liviu Dragnea cu o gloată de bărbat și spune: ia gata cu toate femeile, de acum e rândul nostru, știi, să preia puterea. Da. Doamna Boglarca a fost... Altfel nu putem să-i spunem? Putem să-i spunem de Belca, da? Care și acest nume, a fost prezentatoare TV la o televiziune din Oradea și aș vrea să o vedem la momentul în care începea să fie politician, nu om de televiziune, imagine, candidat. Imagine emoționante cu doamna. Fără succes, candidat. Auditor în diferite sisteme de management. A intrat în politică după o vastă experiență în domeniul certificării și în prezent conduce organizația de femei social-democrate Diaspora, deținând în timp mai multe funcții politice. Vicepreședinte al PSD Bihor, secretar executiv al organizației Femeilor Social-Democrate, președinte al Clubului Femeilor Social-Democrate, consilier local, președintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local din Oradea și membru susținător pe deplin al Partidului Social-Democrat. Dincolo de realizările politice, crezând cu tărie în familia sa, Lila de Belcă valorizează momentele petrecute cu cei dragi, iar când are timpul necesar, își ia racheta și retrăiește alături de copiii săi clipe din copilăria desfășurată în mare parte până la vârsta de 16 ani pe terenul de tenis, dovedindu-și spiritul de adevărată luptătoare. Un loc important în viață. Doamna care până la urmă se va ocupa... I-a făcut un favor pentru că am filat acest material chiar când începea să vorbească și asta pentru că este ziua femeilor de pretutindeni, a amenajat-o pe doamnă. Nu chiar calitatea domniei sale. Bă, nu e punctul forte să spunem că nu e un orator de săvârșit, da. Deși a lucrat în televiziune. Iată, PSD-ist, secretar de stat, mamă, soție și Simona Halep, toate într-o singură persoană. Și 8 martie, să aveți o seară bună în continuare. Ne revedem mâine de la 6:30. La mulți ani tuturor femeilor, evident. Toate cele bune, ne vedem mâine. Ștrabag vă prezintă următorul program. La noapte cerul va fi mai mult noros și va fi polei în vest, nord-vest și sud-est. Vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, la câmpie va fi ceață. La Suceava vor fi minus 2 grade, iar la Constanța 4 grade. Mâine vremea se va menține caldă, cerul va fi variabil și vor fi ploi slabe de scurtă durată, ziua în regiunile estice, sud-estice și centrale, iar noaptea în cele nordice. La Craiova vor fi 15 grade, iar la Brașov 9 grade. În București, la noapte, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab. Spre sfârșitul nopții va fi ceață, temperatura minimă va fi de 3 grade. Mâine vremea va rămâne caldă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se va situa în jurul la 14 grade. La munte cerul va fi noros, se vor semnala ploi, iar noaptea va fi lapoviță în Carpații Orientali și nordul Carpaților Orientali. Vântul va sufla cu putere pe creste. Cel mai frig va fi la Ceahlău, unde se vor înregistra minus 2 grade. Și cel mai cald la Păltiniș și Poiana Brașov, unde se vor înregistra 6 grade. Acest program v-a fost prezentat de Ștrabag. Ortopedie.